ce ai face dacă în război ți s-ar cere să ucizi nevinovați? Rămâi în continuare ca să auzi povestea soldatului nazist care a refuzat ordinul. Era seara zilei de sâmbătă, 19 iulie 1941, pe frontul iugoslav. Băieți din divizia 714 de infanterie germană își pregăteau gamela, alții își curățau puștile. Se aflau la poalele munților Grădiște, la sud de Belgrad. Dimineața aceea avusese loc o ciocnire violentă cu partizanii sârbi, cu victime de ambele părți. Ca represalii, locotenentul Mazel a fost trimis cu plutonul în satul Smederevska Palanca, unde a arestat la întâmplare 16 țărani între 14 și 80 de ani și a închis într-un hambar deferindu-i tribunalului militar ad hoc. La marginea taberei, caporalul Stroh cânta din muzicuță în surdină. Tu nu mănânci? Îl întrebă el pe colegul său, caporalul Schulz. Pentru că Schulz nu răspunse, Stroh lăsă muzicuța și le întrebă: la ce te gândești, Iosef? La multe, șopti Schulz. Hei, Iosef, la război ca la război. Dacă nu tragi tu, trag ei și te omoară. Cine? Moșul ăla care abia se mișcă? Sau copilul ăla de 15 ani? Dar sunt partizan, Iosef. Și ce e aia partizan? Noi luptăm pentru Deutschland, pentru patrie, și ne numim eroi. Ei luptă tot pentru patrie, pentru patria lor. Ei nu sunt eroi? Și apoi, cu ce sunt vinovați ăștia de-i omorâm? Ah, întrebări nebune, Iosef. Suntem arieni. Cu ideile astea ajungi de nici nu mai știi cine ești. Tulburat, Stroh își scoase muzicuța din tunică și reluă cântecelul. Duminică dimineața, 20 iulie, locotenentul Mazel își chemă plutonul și porniră spre Palanca. Deși neîncolonați și în pas de voie, nimeni nu vorbea. Din când în când, Stroh privea spre chipul întunecat al camaradului său. Iosef Schulz, de 32 de ani, era un soldat disciplinat. Tatăl său murise în primul război mondial, pe când el, băiatul, n-avea decât 5 ani. Iosef intrase în Wehrmacht cu tragere de inimă, dar de 2 ani, de când se afla pe front, văzuse și trăise multe care nu se potriveau deloc cu crezul creștin. De o vreme îl chinuia conștiința. De pe cărare zări 16 țărani aliniați cu spatele, sprijinind o șiră de baloți, baloți de paie, și ținându-se de mână. Erau legați la ochi. Niciun țipăt, niciun vaier. Mazel își înșirui băieții. Când fotograful termină de luat instantanee, locotenentul dădu ordin: încărcați arma! Arma la ochi! Dar se opri. Al patrulea soldat din stânga rămăsese stană cu arma la picior. Schulz! Schulz! Arma la ochi! Caporalul spuse liniștit: nu pot, sunt nevinovați. Ieșindu-și din fire, locotenentul se apropie de el urlând: arma la ochi, Schulz, sau în rând cu ei! Schulz lăsă arma să cadă la pământ, își scoase încet capela, își desfăcu centura, stătu o clipă. Iosef! Auzi șoapta lui Stroh. Apoi, liniștit, porni spre șirul de paie. În timp ce mergea, fotograful mai făcu câteva poze. Iosef se puse cu spatele la șiră, privindu-și camarazii. Arma la ochi, strigă Mazel. Foc! Cei 16 țărani se prăbușiră. Unul singur nu.
era Schulz. Nimeni nu trăsese în el. Clocotind, locotenentul repetă comenzile și foc! Schulz se prăbuși. Îl nimeri un singur glonte. Mazel scoase revolverul, se duse la el și aplică lovitura de grație. În 1947, autoritățile sârbe au desfumat rămășițele victimelor groapei comune din Palanca. După haine, au identificat 16 localnici și alături de ei rămășițele cuiva în uniformă germană. Pe memorialul ridicat în cinstea eroilor poți citi numele Josef Schulz. Nu pot citi istoria aceasta fără să mă întreb eu ce aș face. Trag și scap, pentru că apoi toată viața să port povara conștiinței călcate? Oare câți veterani ajunși în abisul depresiei nu și-au viața pe acest motiv? Dacă ai însă pe Dumnezeu în inimă și alegi să-ți asculți conștiința, nu te mai temi de moarte. Tu stai în nădejdea învierii drepților, căci scrie: oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Viața asta oricum se duce, tu cu ce rămâi? Dacă vrei să afli povestea celui mai mare criminal din istorie, ți-am pus un video aici. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel ca să fii notificat. Pe curând!